Bună ziua! Bine ați venit la Gospodăria de Apă a Centrului Zonal Onești. Mă numesc Prestur Aurel, sunt director general adjunct al Companiei de Apă Raja Constanța. Am să vă prezint și colegii mei. Doamna Bâldea Rodica este șefa Centrului Zonal Onești. Doamna Anca Tofan este directorul de proiect pe fonduri europene din partea firmei de consultanță Fitner. Am zis bine? Da. Domnul director Preda Ion se ocupă de fondurile europene din cadrul Companiei de Apă Raja Constanța. Domnul Nan Constantin este directorul coordonator al celor 8 centre zonale. După cum știți, noi funcționăm în localități din 8 județe. Și domnul Șerbănescu Mirel este adjunctul directorului domnului Nan. Vreau să vă informez că am fost solicitați de către Consiliul Local Onești să venim în ședința de astăzi de la ora 2 și să prezentăm stadiul proiectului atât pe fonduri europene cât și pe fondurile Raja Constanța din zona Onești. Dar noi considerăm că este foarte important, poate chiar mai important, să afle cetățenii orașului Onești, pentru că sunt clienții noștri, să știe exact ce am făcut noi aici la Onești și ce avem de făcut. După cum știți, am început din luna 6-a 2017 și în perioada aceasta scurtă am făcut foarte multe proiecte cu bani de la Raja. Am să vorbesc puțin despre aceste proiecte făcute cu bani de la Raja Constanța, după care am să vă vorbesc despre proiectele pe care vrem să le facem cu fonduri europene și vă stăm la dispoziție cu toate întrebările care vreți să le puneți. Legat de situația investițiilor și a reparațiilor efectuate din fonduri proprii, ați primit cu toții câte un dosar, dar am să fac o scurtă prezentare, am să trec în revistă și să vedeți efortul pe care l-a făcut Raja Constanța pentru a putea face un serviciu de calitate la Onești. După cum știți, când am venit noi, deja asta e știut în toată țara, ca să vă spun cinstit, că nu mai sunt orașe unde să se dea apă doar un număr de ore. Dumneavoastră aveați 12 ore, 14 ore aveați aici la Onești. Dar din momentul în care am venit noi, începând cu a doua zi, ne-am asumat toate costurile și am furnizat apă 24 în 24 de ore. Evident că am avut un plan foarte bine pus la punct și ne-am apucat de treabă. Pentru acest lucru a trebuit să facem niște investiții din surse proprii. Pentru că fondurile europene, știți foarte bine, au o procedură foarte greoaie și mai durează până când putem să le aplicăm. Am făcut investiții în zona reabilitărilor construcțiilor, tot ce înseamnă împrejmuiri, tot ce înseamnă garduri. Știți foarte bine cum arătau aceste clădiri. Deci trebuia să facem, să igienizăm, pentru că apa este un aliment și trebuia să facem ca lucrurile să arate așa cum este normal în orice zonă unde se operează rețele de apă și canalizare. Numai reabilitarea acestor construcții ne-a costat peste 2 milioane de lei. Am reabilitat și imobilul în strada Jupiter numărul 3. Știți că avem un sediu, înainte era undeva pe la etajul 3-4, într-o clădire, era o aglomerație acolo, te sufocai. Deci am reabilitat și acest imobil, aproape 1 milion de lei. Am reabilitat pe T37, pe T38 Onești, sunt niște puncte termice unde noi funcționăm. Acolo cred că avem echipele noastre de intervenții, peste 260.000 de lei. Prima măsură pe care am făcut-o a fost legat de sistemul efectiv de alimentare cu apă, să înlocuim toți contorii, pentru că erau contori foarte vechi, nici nu erau ai noștri, noi am înlocuit absolut toți contorii din orașul Onești, am pus și contori inteligenți, am pus contori de clasă C, iar contorii pe care i-am recuperat, i-am predat primăriei. În zona rețelelor de apă și canalizare, am trecut de urgență la reabilitarea unor rețele de apă și canalizare, pentru că, după cum știți și ați fost informat, în Onești există rețea de apă mai veche de 90 de ani. Nu știu exact când s-a construit orașul Onești, dar sunt convins că sunt rețele care sunt de la temelia acestui oraș. Dacă v-ați uitat în prezentarea care v-am făcut-o noi, ați văzut că cele mai tinere rețele, zic așa, sunt de 30 de ani. 32 de ani, între 32 și 90 de ani. Deci este un lucru foarte grav în orice sistem de alimentare să funcționeze pe rețele foarte vechi. Și atunci a trebuit punctual să înlocuim anumite rețele, așa cum ați văzut în pozele pe care vi le-am pus la dispoziție, sunt rețele deteriorate în totalitate.
Dar aceste lucruri vor fi tranșate mai clar și vom face o reabilitare la scară mai mare prin proiectele europene. Cea mai importantă acțiune pe care a trebuit să o facem de urgență la dumneavoastră a fost să facem această optimizare a funcționării sistemului. Știți foarte bine că presiunile la dumneavoastră aici în Onești sunt foarte mari. Nu existau puncte termice sau probabil că au fost și s-au desfințat cu ajutor unde puteați să ridicați local, să ridicați presiunea la apă ca să poată să ajungă și la etajul 10. Aici era o singură presiune, să zicem 7, 8, 9, chiar noaptea erau 10 atmosfere și trebuia să suportăm acest lucru pe conducte mai vechi de 70-80 de ani. Și atunci am luat în calcul acest proiect pe care l-am făcut cu banii noștri și anume a trebuit să reducem presiunea la intrare în oraș și o să vă vorbesc mai mult despre acest proiect dacă vă sunteți interesați pe această imagine. Vedeți că sunt mai multe zone în orașul dumneavoastră, sunt patru conducte care alimentează de 600, de 400, de 300 și de 250. Acolo am pus niște reductoare de presiune, am construit niște cămine speciale, am redus presiunea în acest moment la 4 atmosfere, deci de la 7-8 atmosfere la 4 atmosfere. După aceea am instalat în orașul dumneavoastră 12 SH-uri, sunt aceste sisteme de ridicare a presiunii. O să mai trebuiască să facem unul în 2019, vorba de SH-13, în zona Slobozia. Deci ducem presiunea în rețea undeva la 4-5 atmosfere, după care local, acolo unde sunt blocuri cu mai mult de 4 etaje, vom ridica presiunea atât cât este nevoie. Vreau să vă spun că rezultatele au apărut imediat și am să vă vorbesc despre aceste rezultate mai târziu. Era foarte important de realizat acest proiect pentru că, așa cum au reclamat și consilierii dumneavoastră, din orașul Onești au fost foarte multe avarii. E normal să apară avarii așa multe într-un oraș la Onești, cum e Oneștiul, unde vechimea este foarte mare rețelelor și presiunile sunt foarte mari. Se ajunsese la un moment dat să fie mai multe avarii decât la Constanța. A trebuit să dătăm toate laboratoarele. Am dotat, bineînțeles, centrul zonal cu toate utilajele necesare, vorbim de vome, bol de excavatoare, toate utilajele necesare pentru intervențiile pe care le facem noi în reparațiile de zi cu zi. În afară de acest lucru, în paralel am început și proiectul privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești pe fonduri europene. Am pus la dispoziție o sumă de 5.180.000 de lei din banii noștri, prin licitație, firma Fitner, reprezentată de doamna Anca, a câștigat această licitație și lucrează la aplicația pe care noi sperăm ca la anul să o depunem, să fie aprobată până în luna martie, că așa este programul. Sperăm să nu se mai întâmple alte probleme în zona politică. Și în 2019 să începem toate lucrările și proiectele pe care le-am propus să le facem aici la Onești, la dumneavoastră. Deci una peste alta, dacă aș face un calcul, să vedeți care a fost efortul companiei Raja Constanța, să știți că reprezintă o sumă de 24 de milioane de lei, adică peste 5 milioane de euro. Toți acești bani au fost făcuți din vișteria companiei de apă Raja Constanța. Rezultatele au început să apară, în primul rând, datorită acestui proiect de optimizare a presiunilor și vreau să vă spun că dacă în perioada iunie 2017 până 27.11.2018 la Onești au fost pe conducte, pe rețele de apă și canalizare, 1113 avarii, dacă mergeam în acest ritm, pierdeam controlul sistemului, ne controla sistemul pe noi. Deci umblam numai după rețele, făceam numai reparații. Din acest motiv, probabil că și domnii consilieri au solicitat să le prezentăm o situație și să le spunem care sunt măsurile și din ce cauză au apărut aceste avarii. Evident că v-am explicat, avariile sunt datorate în mod deosebit acestor presiuni foarte ridicate din sistem și a conductelor foarte vechi. Care sunt rezultatele după punerea în funcțiuni în etapa 1? Pentru că nu putem să trecem la un proiect cum este la Onești, brusc de la 8 atmosfere la 3 atmosfere. O parcurgem în două etape. Facem o etapă intermediară dintre 4 și 5 atmosfere,
Deci de la 8 atmosfere am scăzut la 4, 4,5 atmosfere și să vedeți care sunt rezultatele. Dacă în cartierul Buhoci, satul catolic, 136 de avarii, aproximativ 2 avarii pe săptămână, de când am făcut noi punerea în funcțiune, deci de pe 12-11 până acum, nu mai avem nicio avarie, zero avarie. În zona oraș erau 5,5 avarii pe săptămână. După ce am scăzut presiunea, am rămas cu 2 avarii pe săptămână. În zona joasă a orașului era 8 avarii pe săptămână. Acolo erau și presiuni noaptea de 10 atmosfere. Acum sunt cel mult 4 avarii pe săptămână. Nu suntem mulțumiți de rezultatul, de primul rezultat, pentru că noi vrem să ducem aceste avarii, dacă se poate, la zero. Dar vom face acest lucru în momentul în care vom înlocui și rețelele și vom implementa și etapa a doua a proiectului de optimizare a presiunilor, și anume să facem și SH13, pentru că sistemul este interconectat și suntem obligați să facem și acest sistem de ridicare a presiunii în zona de care v-am spus eu, Slobozia. Vreau să vă mai spun, aceste mii de avarii care au fost și care vor continua dacă nu luăm măsurile care trebuiesc, sunt foarte bine analizate, sunt puse foarte bine la dispoziția consultantului într-un grafic de lucrări și știm foarte exact pe străzi câte au fost. Spre exemplu, vă dau câteva date așa. Strada Republicii, 42 de avarii. Mărășești, 40 de avarii. Oituz, 37 de avarii. Ce creează aceste avarii? În primul rând, vrei, nu vrei, trebuie să oprești alimentarea cu apă. Disconfortul creat de aceste opriri pentru cetățenii, că n-au apă. E normal să oprești apa ca să poți să faci aceste reparații. Asfaltările acestea care trebuie să făcute. Vreau să vă spun că noi am lucrat cu DPP-ul, am înțeles că nu mai au forță să facă aceste remedieri, pentru că toate intervențiile în domeniul public noi le facem de obicei cu reprezentanții autorităților locale, dar nu vor mai fi aceste spărturi zilnice. Este foarte important să eliminăm aceste spărturi, pentru că nu cred că convine nimănui să vadă toată ziua că strada este răscolită. Dar vreau să vă spun că nu se poate face într-un sistem ca al dumneavoastră un sistem performant dacă nu apare și acest, nu suportăm și acest disconfort. Vreau să informăm cetățenii orașului Onești. Vom trece la aceste proiecte europene. Vom, din cei 82 de kilometri pe care i-am preluat de la dumneavoastră, de la primăria Onești, mai mult de 30% vom reabilita. Din păcate, nu se poate face furnizarea apei wireless, cum spunea domnul director general de la noi la Constanța. Deci trebuie să săpăm și să înlocuim țevile vechi. Deci o să trebuiască să facem tot ce este necesar ca cetățeanul să înțeleagă că fără acest disconfort creat de reparațiile și intervențiile în rețelele de apă, nu putem să punem sistemul la punct. Și am să trec în felul acesta la proiectele pe care ne le-am propus noi să le facem din banii europeni. Este un proiect foarte ambițios. Și am să vă vorbesc puțin despre aceste proiecte. Am în față indicatorii tehnici și economice acestui proiect, care, așa cum am spus, vrem ca începând cu 2019 să efectiv să intrăm în oraș și să facem aceste lucrări. În sistemul de alimentare cu apă avem o sursă nouă de apă și o stație de tratare. Nu este normal într-un oraș de mărimea Oneștiului să existe o singură sursă de alimentare cu apă. Știți foarte bine că sunteți de aici din zonă, știți foarte bine ce s-a întâmplat la Bacău când s-a avariat această conductă. A rămas orașul, am înțeles, o săptămână fără apă. Dacă conducta care alimentează orașul Onești are o avarie mai mare de 48 de ore, cetățenii orașului vor rămâne fără apă. Noi nu avem această intenție, pentru că în politica noastră este să aducem sistem de alimentare dublu la fiecare oraș. Deci nu stăm într-un singur sistem de alimentare. Și ne-am propus să facem o nouă sursă de apă, o nouă gospodărie de apă cu rezervoarele necesare. Vom face o sectorizare a rețelei. Este foarte important să oprim apa doar pe anumite zone. Nu oprim jumătate de oraș ca să înlocuim o vană sau 2 metri de țeapă sau să punem un colier. Vom reabilita 22 de kilometri de rețea
și de distribuție și 4,3 km extindere. În sistemul de apă uzată. Sunteți, cred că suntem, că acum lucrăm aici la dumneavoastră și pot să spun lucrul ăsta, singurul oraș care este mare de 10.000 de locuitori și nu are stație de depurare modernă. O să trebuiască să facem această stație de depurare de urgență. O să vedeți că în grafic este primul proiect pe care trebuie să-l facem. Să reabilităm rețeaua de canalizare, sunt vreo 3 km, și să extindem rețeaua de canalizare pe 31 de km. În total, pe partea de apă, sunt 24 plus 5, 29 de străzi care vor fi afectate în cadrul acestui proiect. Deci fiecare stradă a fost luată de către consultant împreună cu colegii noștri care fac cooperare și au văzut că pe strada Republicii au fost 45 de intervenții. Vă dați seama că acolo, zona unde s-au făcut intervenții, trebuie reabilitată. Așa s-a ajuns la această situație. Sunt 29 de străzi unde vom interveni. Da, diverse lungimi. De la 1 km la 200 de metri, la sunt mai multe lungimi. Sistemul de canalizare, avem 9 străzi. Vă putem pune la dispoziție toate străzile unde noi vom interveni. Să vă dau și câteva date despre valoare. Deci valoarea totală acestui proiect este peste 256 de milioane de lei. Această aplicație este împărțită în mai multe proiecte. Unul pe Fidic Roșu, a cărui valoare, deci este vorba de extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare în municipiul Onești. Fidic Roșu înseamnă că se face proiectare separat, iar antreprenorul vine la licitație, ia proiectul și începe să apuce de treabă. Valoarea acestui proiect este de 77 de milioane de lei, 425.196. Pe Fidic Galben sunt alte două proiecte. Antreprenorul care câștigă licitația trebuie să facă și proiectarea. Vorbim de stația de tratare a apă și gospodăria de apă pe care trebuie să o facem, în așa fel încât să asigurăm al doilea sistem de alimentare a orașului. Este vorba de o valoare de 83.648.908. Stația de epurare, care va cuprinde și treapta terțiară. Știți foarte bine că legislația europeană ne obligă să eliminăm și fosforul și azotul. Și atunci este obligat să faci o stație modernă care să aibă și această treaptă pe care noi o numim treaptă terțială. Valoarea acestui proiect este de 67.439.197 de lei. Și bineînțeles avem și aceste servicii de asistență tehnică în număr de 3. Total valoare este 268.925.741 de lei. Deci este un efort foarte mare. Vreau să vă spun că orice proiect european se face cu o finanțare. Efortul companiei de apă Raja Constanța este de peste 7 milioane de euro. Bani pe care îi punem la dispoziție pentru a putea să realizăm acest proiect. Dacă aveți întrebări legate de ce am prezentat eu până acum, vă stăm la dispoziție toți colegii noștri, inclusiv doamna Anca de la Finder, care poate să vă spună mai multe detalii despre programul de execuție ca și termen privind implementarea proiectului european la dumneavoastră la Onești. Vă rugăm, dacă. Mai aveți multe căsuri dacă scriu. Vreau să vă spun așa. Deci relația cu toate autoritățile locale unde lucrăm noi ca și operator, în cele 72 de autorități locale, este foarte bună. Pentru că nu se poate altfel, pentru că fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, din ADI, și toate proiectele majore sunt aprobate de către dânsi. Trebuie să avem o relație bună. Noi cu Oneștiu avem o relație foarte bună pentru că am făcut niște investiții mari și n-am venit aici să dăm socoteala la Onești. Am venit să informăm autoritatea locală ce facem. Și nu cred că ne poate reproșa nimeni că nu ne facem treaba la Onești. Chiar ne facem treaba foarte bine. Și domnul primar și cred că toți consilierii astăzi vor fi informați de tot ce v-am spus și dumneavoastră.
nu au ce să ne reproșeze. Deci nu se pune problema asta. Legat de încasare, noi trebuie să știți că reprezentăm o societate comercială, acționarii noștri sunt autoritățile locale și noi suntem oameni de afaceri. Nu facem sponsorizări, nu luăm bani de la guvern, de la nicio autoritate să dezvoltăm proiecte locale. Deci noi trăim din ce încasăm. Dacă nu încasăm, înseamnă că nu suntem în stare să facem acest serviciu. Deci noi operăm și cred că nimeni nu se poate duce la o prăvălie să ia o pâine pe gratis. Așa că și apa trebuie plătită. Apa este un aliment, ai consumat un metru cub de apă, trebuie să-l plătești. Nu întâmplător am început cu măsura, deci înlocuirea contorilor de la dumneavoastră, a fost o măsură urgentă, urgentă, pentru că cetățeanul trebuie să fie informat de ceea ce consumă și să fie o relație corectă între noi și client. Încasarea o facem în proporție de 99%, vă dați seama. Probabil că mai sunt unii care mai decedează, mai se întâmplă, cum se întâmplă în orice sistem de operare. Dacă aveți altceva? N-am avansat, nu întâmplător am spus că totuși abordăm problema ca niște oameni de afaceri. Cu siguranță vrem să ne dezvoltăm, pentru că avem această portiță legală, noi fiind operator de stat, acționarul nostru fiind autoritățile locale, putem, după legislația română, putem să ne extindem în orice oraș, în orice localitate din România, fără licitație, dar trebuie să existe voință politică. Dacă politicul din zona respectivă este de acord ca să preia, să ne preia de la noi un contract de delegare și să operăm noi acolo, este foarte bine. Dar nu putem să facem lucrurile acestea așa top-down, peste noapte. După ce vom consolida acest operator care înseamnă Centrul Zonal Onești și îl vom pune pe roate și nu vom mai avea problemele care le avem, atunci cu siguranță ne gândim să dezvoltăm zona din Moldova. Pentru că nu poți să vii tot timpul să... La un moment dat, banii ăștia pe care am băgat, trebuie să-i scoatem. Să știți că ne-am făcut și noi niște business planuri. Orice proiect, orice investiție pe care o face compania de apă Raja Constanța, fie ea că e de energie, fie că e de rețele, fie că facem aceste investiții, trebuie banii pe care îi băgăm, trebuie să se întoarcă, că n-are cine să susțină. Deci noi ne autosusținem și ne autofinanțăm din eficiența proiectelor pe care le facem. Da, vă spun, nu mi-e jenă să zic treaba asta. Colegii mei spunea că la început au fost cam 80% pierderi. Este dureros să ai 80% pierderi într-un oraș unde totul e vechi și tu trebuie să bagi bani. Prin măsurile pe care am reușit noi să le facem, să le luăm, mai ales acum cu această optimizare a prețurilor, cred că am redus undeva în jur la 50-55. Cam pe aici o să ajungă. Dar suntem, e prea devreme să vă spun exact, putem să... E mult. Acum, ce să vă spun? La nivel de România, știți care este media? Este în jur de 54. Știți cât este în Italia? Este 62,5 în Italia, media națională a pierderilor de apă. Vă pot da informații foarte clare. Există un efort comun la toți operatorii din România să se reducă aceste pierderi. De ce trebuie să le reducem? Pentru că trebuie să vă spun că într-un metru cub de apă, în componența unui metru cub de apă, energia reprezintă valoarea cea mai mare. 30% din valoarea unui metru cub de apă înseamnă energie. Și trebuie să știți că energia de anul trecut până anul ăsta s-a dublat. Noi cumpăram energie cu 147,8 lei megavatul și la ultima licitație care am făcut-o este 300 de lei megavatul. Și dacă în această pierdere 30% înseamnă energie, orice apă pierdută înseamnă bani aruncați, adică energie. Mai spun unii că curge apa de la unul, că e gravitațională, nu e adevărat, pentru că apa ca să o iei dintr-un loc și să o duci în oraș, să o duci în stânga, în dreapta, înseamnă întreținere, operare, exploatare, manoperă, înseamnă bani. Deci cu cât pierderile sunt mai mici, politica în România pentru reducerea pierderilor apă este să ajungă undeva la 35%. Se lucrează acum la o strategie privind infrastructura de apă și canalizare
și nu e în regulă. Sunt țări avansate unde 20%, 25%, dar noi ne putem compara cu Germania, cu Elveția, cu... În Constanța suntem sub media națională, în jur de 44%, dar vreau să vă spun că în Constanța noi nu suntem mulțumiți. Avem un proiect extrem, extrem de ambițios, care are o valoare de 10 milioane de euro, un proiect care se face la Departamentul Finanțării Europene. Practic, noi vrem să reducem pierderile de apă și din economia care o facem prin reducerea pierderilor de apă să plătim banii la bancă, să ne amortizăm costurile. Este în plină desfășurare, consultantul este la noi, pregătim caietul de sarcini și sperăm ca la anul să începem efectiv să... Ce trebuie să faci? Într-un sistem de alimentare cu apă, ca să poți reduce, să controlezi sistemul, că altfel te controlează el, cum v-am mai spus. Și atunci ne-am propus să facem segmente mai mari, cum vom face și la dumneavoastră, și în interiorul acestor segmente să le împărțim bucăți, 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 noi le spunem DMA-uri, și să vedem exact unde sunt pierderile, ca să le localizăm. E o chestie chirurgicală, ca să spun așa, adică te duci la punct lovit. Și în momentul în care te-ai dus acolo, știi foarte bine ce ai de făcut. Un proiect care se va derula în timp de 5 ani de zile și se va amortiza în 7 ani de zile. Valoarea proiectului la Constanța este 10 milioane de euro. Eu dacă iau ceasul meu și al dumneavoastră, cred că la fel nu corespunde cu ora, că sunt câteva secunde sau poate minute. Dar vreau să vă spun că nu întâmplător am început contorizarea. Nu întâmplător am început contorizarea. Contorizarea trebuie să fie măsura exactă a serviciului pe care îl facem noi aici. Face parte din politica noastră de calitate. Ei vinzi omului 5 metri, 5 metri să-ți plătească. Am pus contoare de clasă C care pot fi verificate și răzverificate. Am pus și contoare acestea inteligente unde te duci cu un aparat și citești fără să ridici capacul de la căminul de canalizare. Deci orice reclamație în zona asta trebuie făcută scris la centru zonal, se ia, se mergeți la orice centru de verificări, la orice birou de metrologie din țara asta și ăla ne spune. Nu vă duceți la mine la Raja Constanța, ca să fim obiectivi. Vă duceți unde vreți. Deci există această problemă, nu numai la noi. La orice bloc, când aduni suma mai multor contori care sunt în casa omului și sunt contori de pe la Gorbaciov, de pe piață, chinezești, când aduni suma lor, nici nu sunt montați cum trebuie, nici nu, sunt mai multe probleme. Când aduni suma lor, niciodată nu o să găsești cu cel de la intrare care ăla este și reprezintă măsura a ceea ce facem noi acolo. Pentru că noi suntem responsabili până la contorul de la intrare, la branșament. Nu avem voie, nu ne lasă legea să intrăm în casa omului. Și nici nu e interesul nostru. Nu mai e domeniul public. Nu e domeniul public, noi nu avem treabă acolo. Trebuie să vă spun în primul rând că legea 241 care s-a modificat ne obligă să încasăm tariful meteo. Vreți, nu vreți, să orice apă dintre asta, care provine de la topirea zăpezii, de la ploi, mai mult sau mai puțin, dar în proporție de 80% ajunge în instalație de canalizare. Când ajungi într-o instalație de canalizare, aceea merge într-o stație de pompare, duce într-o stație de depurare, apar costuri. S-a modificat legea în sensul acesta și o să trebuiască să informăm, bineînțeles, autoritățile locale, cetățenii, să facturăm apa meteo. Nu reprezintă, cred că, mai mult de 3-4%, nu știu, nu pot să vă spun. Acum există o lege și o formulă foarte clară. De altfel, vreau să vă spun că nicio dezvoltare pe bani europeni nu se face dacă în aplicații nu există o strategie foarte clară tarifară, o politică tarifară. Deci orice dezvoltare bani europeni are în aplicație și această politică. Trebuie să vă spun că și la dumneavoastră vor fi niște modificări. Nu sunt mari. Nu știu, nu pot să vă spun, o să fie probabil un 5%, nu știu, nu pot să vă spun. Consiliul Local a autorizat, spre exemplu, politica tarifară pentru perioada 2020-2028. Vreau să vă spun că 2020-2021-2022 este zero creștere. După aia cu inflația, 5-10-15%, undeva pe la 30% în cei 8 ani de zile. Dar fără o politică tarifară controlată de către cel care îți pune la dispoziție bani europeni, nu se poate face niciun proiect. Și acum trebuie să știți și dumneavoastră, dacă prețul la energie s-a dublat, și venim cu cifre și vă spun că toată lumea poate resimte acasă.
Prețul la carburanți a crescut, cred că, cu 30%, 40%. Toate materiile prime pe care le folosim noi, că este țeavă, că sunt substanțe chimice, că tot ce folosim, toate s-au dus după inflație, deci au crescut. Vă dați seama că nu trebuie să ne așteptăm la o scădere sau la o stagnare a prețului la apă. Nu se poate. Vă dau un exemplu. În Lituania, când au început să facă fonduri europene, că ăștia au fost mai deștepți ca noi, ei și polonezii, îi costa metru cub de apă 0,9 euro. După ce au implementat banii europeni, toate proiectele și-au pus la punct sistemul, e 2,73 de euro metru cub de apă și canalizarea 2,5. Probabil nu să ajungem noi acolo, că nu avem mediul de viață a celor de acolo. Dar trebuie să fim conștienți că asta este politica. Vă întrebați de ce a crescut energia foarte mult. Vreau să vă spun că suntem informați pentru că noi suntem cel mai mare consumator de energie din zona de acolo. Luăm 100.000 de megawatts pe an. Cantitate foarte mare. Plătim în fiecare lună $1.000.000 la energie. Am plătit până acum. Și dacă se dublează, vă dați seama ce înseamnă. Și ne-am întrebat și noi de ce s-a întâmplat treaba asta. De unde credeți că a pornit? Faptul că Franța și Germania nu mai vor să facă energie din nucleară, pentru că există un grad mare de risc și instalațiile probabil sunt spre zona de terminare sau ieșire din garanție, bănuiesc, au dezvoltat foarte mult energia asta pe cărbune. Și energia pe cărbune este mult mai scumpă. Pentru statul român a căzut ca o mănușă treaba asta. Bazinul Oltenia a început să producă energie pe cărbune din ce în ce mai mult. Tot ce înseamnă hidro, tot ce înseamnă partea asta de nucleare electrică, vă dați seama, costurile sunt la fel. Dar au crescut costurile de producție, dar au crescut prețurile pentru că trebuie să ne aliniem la o politică. De aceea am ajuns noi la 300 și estimările sunt pe la 400-450 să crească energia. Foarte mult. Un megawatt să dai 300 de lei este foarte, foarte mult. Spuneți, noi suntem cei mai consumatori de electricitate. Da. Cele 8 județe. Cele 8 județe. Da. Pentru că aici un caz fericit la dumneavoastră. Costurile cu energia aici reprezintă cam 4-5% din total cheltuieli, până în 10%. Dar la Constanța sunt costuri mai mari pentru că noi luăm apa din puțuri de subteran. Puțurile au adâncimi între 150 până la 600 de metri. Și să o iei și să o duci pe orizontală, în stânga, în dreapta, în toate localitățile, cele 150 de localități, înseamnă niște costuri fantastice. Dar la Onești, o să rugăm pe doamna să vă spună, pentru că suntem într-o fază foarte avansată și noi credem că o să facem această sursă de apă. Am analizat mai multe posibilități pentru sursa alternativă de apă a Oneștiului și subterane, cu foraje de explorare, exploatare și sursă de suprafață. Sursă de suprafață în două locații, și pe Tasnău și pe Totuș, în funcție de avizele obținute pe studiile hidrologice de la INHGA, iar după ultimele discuții avute atât cu Abasiret cât și cu recomandările de la INHGA, probabil va fi pe Totuș. Da, undeva în amonte de barajul care există acum de priza de apă a lui Abasire. Avem debit suficient? Absolut. Nouă ne trebuie 140 de litri pe secundă, nu? Da. Deci nu se pune problema de debit. Trebuie să ne apucăm de treabă, să ne facem investiția și să nu avem surprizele pe care le-a avut orașul Onești când s-a avariat conducta aceea. Am înțeles că a fost de două ori la rând. A stat cetățeanul fără apă săptămâni. Cum să stai la bloc fără? Nu? Două săptămâni? Păi noi ne împușcam dacă se întâmplă treaba asta la Constanța. Ne eram toți legați. În frunte cu politicul. Dar nu e normal. Nu e normal. Și noi cunoaștem sistemul de la Bacău și le-am și spus doamna Chiper, doamna directoare care este în momentul de față, i-am zis, domnule, faceți ceva. Puneți-vă niște rezerve, mai găsiți o sursă. Doamna știe mai bine, cunoaște foarte bine sistemul din Bacău, de acolo. Deci trebuie să ai în calcul această soluție. Dublă alimentare. Doamne, știm că ești de la asta. Partea de proiectare și de pregătire a documentației de atribuire va fi gata până în primăvară, ca să poată fi scoasă la licitație. În 2021 funcționează. Exact. Da. Vreau să facem licitații,
Aoleu, ce întrebare e asta? Pe cum adică? Ca și structură, suntem autoritate contractantă și aplicăm cadrul normativ care reglementează atribuirea contractelor lucrări-servicii, se face numai prin licitație deschisă. După legislație, foarte transparentă. Este și cerința Comisiei Europene, ei sunt finanțatorul, ei dictează, Guvernul României de asemenea și autoritățile locale sunt un alt finanțator, ca și structură de finanțare a proiectelor și impun exclusiv licitații. Până acum, în proporție de 98%, au fost contestații pe toate contractele în toată țara care le-am atribuit. În toată țara, să știți, nu-i mai la mine. Sunt chiar de profesie contestatari. Am avut situația în care am postat pe SICAP, cum îi spune acum, era SEAP, documentația de atribuire. Nici măcar nu s-au făcut oferte și a fost contestat. Documentația, nu? Documentația. De o firmă care nici măcar nu era de specialitatea execuției derulării contractului respectiv și cu contestații de regulă la toate contractele care apăreau. Deci sunt care sunt profilați pe a încurca, între ghilimele. Cu toate că cel care face contestație este obligat să depună o garanție. Dacă pierde contestația, se ia această garanție. Problema este, a fost situația în care simțea la buzunar și dacă pierdea contestația, pierdea și banii. Ca la noi, legislația în ultima perioadă a fost modificată și în acest domeniu. Se depune o garanție care se returnează după soluționarea contestației, indiferent de soluție. Deci, n-am fost ajutați de niciun fel. Da. Bineînțeles, dacă autoritatea contractantă, prin contestația respectivă, i s-a produs o pagubă, un prejudiciu, îl prezintă, îl justifică, îl fundamentează pentru a-i se reține din gajul respectiv, din garanția respectivă, suma prejudiciată. Dar iarăși alte prelungiri de termene, tergiversări și tot felul de... Da. Da. Ați văzut ce a spus ministrul finanțelor. Eu nu am vergura unui om politic, eu sunt profesionist și mă lovesc de problema asta mai mult decât oricine. Din păcate, pentru operatorii de apă din România, problema forței de muncă este foarte acută. În două aspecte. Una, ca operator, pentru că eu dacă vreau să angajez un electrician sau un instalator sau un sudor, nu găsesc. Și dacă îl găsesc, îmi cere niște salarii foarte mari de Norvegia. A doua problemă care ne punem noi și este destul de delicată, probabil că știți, noi avem un proiect de 600 de milioane de euro, numai la Constanța și celelalte, afară de al dumneavoastră. Deci cu al dumneavoastră o să fie 650 milioane de euro. Ne punem întrebarea cu cine se mai execută aceste proiecte. Am avut o situație în care la o licitație n-a venit nimeni. Există deci forță de muncă foarte puțină pe piață și antreprenorii se confruntă cu această problemă. Cea care există este îmbătrânită, iar cea tânără ori a plecat, v-am zis, în țările astea nordice unde se plătește foarte bine, sau vin copiii ăștia care termină facultatea, că așa a fost sistemul ăsta, să termine facultatea, orice facultate, că 70-80% din copii care fac liceu fac și facultatea și vin și au noi pretenții de telefoane, mașini și nu știu ce.
dar în sector stăm prost. În schimb, noi am fost inspirați, și asta datorită directorului general, ne-am creat, pe lângă structura noastră de exploatare a sistemului, un departament de construcții, care are 200 și ceva de oameni. E adevărat că sunt cam bătrâni oamenii ăștia, mă rog, vârsta e mai spre pensionare. Dar este sub papa noastră, deci noi orice intervenție, tot ce vedeți aici, ce s-a făcut, n-aveam cu cine să facem. Am făcut cu oamenii noștri, deși i-am detașat, i-am cazat aici, am avut sute de oameni care au lucrat aici. Și avem acest departament foarte puternic de 200 și ceva de meseriași foarte buni, pentru că numai cei care au trecut de o anumită vârstă te mai poți baza pe ei, și cu ei ne facem toate lucrurile. Ne străduim să facem cursuri, trebuie să vă spun că facem cursuri pentru pregătire, electricieni, instalatori. Dacă din 10 rămân 2, este foarte bine. Eu fac parte într-un comitet în cadrul Politehnicii București privind pregătirea studenților pentru viitoarele locuri de muncă. Și toată lumea este nemulțumită de sistemul acesta de învățământ din România. Sistemul Bologna, care înseamnă 3 ani școala, 2 ani masteratul și după aceea, slavă Domnului, găsești de lucru bine, nu găsești, nu. Nu mai era ca pe vremuri să fie stagiatura obligatorie, să aibă niște lucruri foarte clare. Și încurajăm pe toate direcțiile, cum avem ocazia să ne întâlnim cu grupuri de studenți, să vină să lucreze în sistemele de rețele de apă și canalizare, pentru că operatorii nu mai sunt ca pe vremuri că umblă cu canalizarea și desfundă canalizarea. Acum sunt stații de depurare foarte moderne, unde fără automatiști, fără IT-iști, fără ingineri chimiști, fără electroniști, fără, nu se pot face. Stații de tratare, să veniți să vedeți stația de tratare de la Constanța, tratarea apă. Păi fără ingineri specialiști de automatică nu poți să faci acolo. Și încurajăm pe toți și aducem foarte mulți studenți la Constanța. În fiecare vară vin la noi, avem un sediu foarte frumos, așa, e vorba de dispeceratul ăsta general, unde sunt toate sistemele SCADA adunate acolo și vin studenți și fac practică la noi. Dar, din păcate, dacă vin din 10, vine unul sau se gândește să lucreze într-un sistem dintre ăsta de operare, rețele, apă și canalizare, este foarte bine. Dar este mirajul ăsta. Și noi ne-am plimbat pe la diverse operatori pe afară și să știți că nu stau câinii cu vrigi în coadă. Muncesc din greu cei care ar putea să câștige bani în România. Acum, la noi, un electrician câștigă foarte bine, după părerea mea, sau un sudor bun. 2500, 2600, 3000 de lei bani în mână sunt niște bani. Și sunt niște eforturi din partea noastră ca operatori să putem să asigurăm acest salarii. Este o problemă, dar noi nu ne-am luat măsurile necesare ca să putem să compensăm acest deficit de forță de muncă de piață. Să știți că e complicată treaba asta. Nu e treaba noastră, e treaba antreprenorului. Poate ați auzit de firma Erbașu, este o firmă foarte puternică de construcții din București. Lucrează mult și în zona noastră. Și a venit cu pakistanezi, a adus vreo 300 pakistanezi, dar ca să le asiguri altceva. Șantierul naval din Constanța. Când te duci dimineața, nu mai este muncitorul ăla moldoveanul care merge acolo în șantier sau român, nu mai este. Acum intră filipinezi, pakistanezi în Tulcea. În Tulcea sunt foarte mulți ucrainieni. E greu, legislația e destul de încurcată, am înțeles că se lucrează în sensul ăsta, pentru că trebuie să le faci asigurări pe care trebuie să le plătești, să le asiguri cazare, să le asiguri masă, să le asiguri. Nu e simplu. Dar cred că nu avem altă soluție decât să găsim oameni din afară. Dar nu e treaba noastră, repet, la Constanța, antreprenorii care lucrează acum pe proiecte dintre astea punctuale vin cu oameni din Republica Moldova. Se descurcă treaba lor, sunt muncitori, probabil că nu mai merge treaba prin Moscova, pe unde lucrau ei, și se îndreaptă în România. Piața românească are nevoie de forță de muncă. Mai ales brută. Nu mai vrea nimeni să sape, nu mai vrea nimeni să... La dumneavoastră m-am rugat de multe firme. Am făcut o investiție de 1,5 milioane aici, cu optimizarea. Abia am găsit două firme care să accepte, să lucreze, să ne ajute să facem aceste instalații de apă pe care trebuia să le facem de la punctul hidrofor până la bloc, pentru că a trebuit să schimbăm toate rețelele acelea. Abia am găsit două firme. Și ne-a lungit cu punerea în funcțiune 3 săptămâni. Nu e în regulă. Am adus din Baia Mare și au săpat printre blocuri, am avut săpători dintre ăștia, am adus din Baia Mare și au săpat ca să ne încadrăm în timp, că nu voiam să intrăm în iarnă fără optimizarea sistemului.
Dați un exemplu. La inaugurare la ce? Dar știți că la ultima inaugurare a fost doamna prim-ministru, doamna ministru, domnul primar, domnii... A, aici? De aici noi mergem la ședința de Consiliu Local. Și acum... Eu nu știu dacă n-au fost chemați sau nu știu, dar nu știu ce evenimente am făcut noi și n-am chemat consilierii. Ba da. Am făcut, consilier? Nu, i-am chemat. I-am chemat, doamnă, poate nu vor să vină. Probabil că cei care ne critică nu vin, pentru că noi suntem aici pentru că domnii au crezut că veniți și le dăm socoteală. Nu dăm socoteală la nimeni, doamnă, noi știm ce să facem, noi suntem profesioniști, noi am venit, ăștia suntem, vreți să lucrăm, lucrăm. Nu se lucrează după cum spune un profesionist, noi nu lucrăm cum ne spune un consilier. Domnii poate și închipuie că lasă că vă cheme și vă trag de urechi, de ce n-ați făcut aia, n-ați făcut aia. Dar nu se poate face așa, doamnă. Trebuie să înțelegeți că ce am făcut noi nu vă făcea nimeni. Știți foarte bine că au fost 3 oferte. Probabil nu știți dumneavoastră, dar primăria a luat în calcul Crabul, a luat Iașul. Știți că v-a fost Iașul la metru cub de 14 lei. Știți foarte bine. Dar nu putem să-i obligăm, doamnă, dacă vor să vină. Da, am... De fiecare dată au fost invitați și consilieri. Invitați toți. Acum... Acum le... Da, acum. Nu. Au fost niște solicitări din partea unor consilieri, nu vreau să spun ce partid, și sunt curios să știe care e stadiul aplicației pe fonduri europene. Asta e în primul rând. Că de văzut, slavă Domnului, trebuie să fii orb să nu vezi ce s-a făcut aici la Unești. Ce a fost și ce este. Știți și dumneavoastră că am răscolit orașul ăsta jumătate de an, dar din păcate o să mai răscolim vreo 2 între. Pe etape de desfășurare a activității am participat în ședințele Consiliului Local, unde s-au făcut informări la solicitarea Consiliului. Noi nu putem să mergem și să facem noi informări, ne chemați. Da. De câte ori am fost solicitați, am participat și am informat stadiul activității al proiectelor. Da, repet, astăzi mergem din nou în același context. Mai important pentru noi să știe cetățeanul, și asta trebuie să o faceți dumneavoastră, și vă rugăm din tot sufletul să ne sprijiniți, pentru că nu venim să spunem povești sau nu spunem ceva și nu ne ținem de cuvânt. Deci pentru noi, cetățeanul este clientul de bază. Deci noi pentru ei suntem aici, nu pentru consilieri. Nu spune că nu trebuie să informăm. Îi informăm, e clar că ei, este Parlamentul Local al dumneavoastră, e clar că trebuie să informați. Dar grija noastră este să informăm cetățeanul ce facem și în cât timp facem, pentru că toate lucrurile se duc într-o singură direcție. Un serviciu de calitate pentru orașul dumneavoastră. Apă de bună calitate, apă 24-24 de ore, fără spărturi, fără întreruperi. Deci sunt lucruri care trebuie să le facă operatorul. Dacă este în stare, dacă nu este în stare, consilierii pot să-l dea afară. Mulțumim! Contăm pe sprijinul dumneavoastră!